un simbol care rămâne pentru de una, e necesar și în acest simbol îl avem. Este Ștefan cel Mare, Sfânt, care ne-a demonstrat prin fapte cum trebuie să procedăm, nu doar ca fiind la guvernare, dar ca cetățeni și ca oameni care se gândesc la viitor, nu doar la prezent. Moldova are nevoie, ca și toate celelalte țări, la această etapă istorică, de o guvernare care să corespundă rigorilor timpului. Una democratică, una eficientă și una europeană. Ștefan cel Mare a domnit într-o perioadă istorică și a făcut foarte mult pentru ca această țară să existe. Ea există și astăzi și va exista în vecii vecilor. Iar oricare guvernare care a fost în trecut, în prezent și în viitor, este cazul să urmeze acele îndemnuri pe care le-a lăsat Marele Domnitor. La școală am primit nota 10, când am nota 5 era atunci, când am spus de Ștefan cel Mare. Nu vreau să fiu vărsător de sânge, dar vreau să fiu corect și să pot cere de la oameni, dar ei să mă asculte și atât. Ei, Doamne ferici, facem țara noastră. Avem urgent nevoie de Ștefan cel Mare și pentru a reintegra țara, și pentru a uni societatea, și pentru a întări statalitatea, în primul rând, și independența țării noastre. Ștefan cel Mare a fost și este marele voievodă a nostru, a moldovenilor. De fapt, a fost unul care a întărit bazele statalității țării Moldovei. A putut să lupte pentru libertatea poporului său și pentru întărirea puterii sale, anume perioada domniei lui. Astăzi am avea nevoie de un nou Ștefan cel Mare. Moldova întotdeauna a avut nevoie de Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru că numai așa o fire de voievod, de luptător, poate să fie strajă la hotare, cum se pune, și să păzească acest pământ.